Salutare! Astăzi mi-am propus să vă vorbesc despre un subiect drag mie, și anume o cură de detoxifiere cu pepene roșu. Am ieșit la o plimbare și am zis să vă împărtășesc din ce am observat și eu de-a lungul timpului. Ăsta fiind, cred că, al treilea sau al patrulea an în care țin această cură. Deci, ce am putea să spunem despre avantajele acestei cure? Urmând cura asta, nu știu, eu în general țin cam 10-15 zile, depinde cum am chef. Așa, am observat detoxifierea organismului. Și de asemenea, dacă îți dorești, poți, te ajută și la slăbit. Slăbit de genul, deci eu pornesc de pe la vreo 78-80 de kilograme și în 10 zile, să zic, ajungi pe la vreo 72. Scăzând, deci primele zile scaz mai mult, exact cam ca la postul cu apă. În primele zile scaz 800 de grame, ca 1 kg, cam așa. Deci primele 4-5 zile și apoi organismul vede că asta este menirea și își reglează toate funcțiile și ajungi pe la vreo 300 de grame scăzând. Ceea ce este ok. Un alt avantaj ar fi că îi acorzi o mică vacanță aparatului digestiv, deoarece pepenele astea conținând, nu știu, 75-80% apă, din ce am înțeles, lucrează destul de puțin stomacul, cât îi dai tu, și apoi își poate lua o bine meritată pauză. În toată această perioadă în care mănânci doar pepene, nu ai nevoie să mergi la baie pentru treburi importante, doar așa, un șușurică mic. Și cam asta e. Și cred că e cam la fel ca la postul cu apă. Nu prea să mai cresc unghiile perioada asta. Ca și dezavantaje, m-am tot gândit, dar nu am văzut niciun dezavantaj. Decât că poate trebuie să cari pepenii. Eu îmi iau o rezervă așa cam de 8-9 pepeni, să zic, deci vreo 100 de kilograme de pepeni. Și dacă stai la etajul 4 și n-ai lift, poate îți vine destul de greu. Dar rest nu ar fi niciun dezavantaj major. Acum, bineînțeles, dacă te uiți pe internet, poți găsi o grămadă de păreri și pro și contra pentru acela subiect. Eu ce vorbesc aici, vorbesc din experiență proprie. Ce este a treia sau a patra tură, nu mai țin minte, în care fac această cură. Asta este ziua a doua. Și dăm înainte, facem și o plimbare. Totuși, îți mai scade din putere. Deci să zic, deci poți face exact aceleași activități care le făceai înainte. Poți merge cu bicicleta asta, dar nu mai ai aceeași forță, că na, nefiind alimentat, organismul își păstrează resursele. Acum nu zic că această cură este pentru oricine, mai ales dacă n-ai puțină disciplină, să zic, să poți rezista, faci o anumită chestie. Că se încarcerează foarte ușor, că mintea e ușor să-ți facă niște scenarii și să spună că nu-i bine, că mori, că nu știu ce, că mamă, ce o să intri în criză sau din astea. Na, nu știu, eu la mine n-am observat nicio simptomă de genul, dar, na, poate că și sunt mai învățat cu mâncat destul de puțin, țin post intermitent în restul timpului. Deci să zic că mănânc de pe la 12 ziua, așa că am până pe la 8 seara și după aia nu mai mâncăm nimic, doar apă. Deci nu-i, nu știu, acum dacă ești foarte slab, nici așa nu cred că este ok. Pentru că această scădere de kilograme sigur se va întâmpla. Și na, dacă n-ai de unde, nu, de unde da, nu ai. Și asta e. Dar rest așa, unul de constituție normală, dacă slăbești puțin, nu se întâmplă absolut nimic. După ce îți revii la obiceiurile alimentare, vei pune la loc greutatea. Cu toate că cine știe, dacă vei vedea că totuși îți convine această cură,
să mai încerci să mai reduci din ce mâncai și să mai dai pe fructe, pe alte chestii. Și dacă îți schimbi obiceiurile, nu știu, scoțând pâinea, zahărul, chestii de genul ăsta, se vor vedea rezultate și nu vei mai crește înapoi la aceeași greutate inițială. De asemenea, aș recomanda la începutul acestei cure să faceți o mică clismă. Nu e chiar așa de înspăimântător cum sună, nu se întâmplă nimic rău. Na, dar pentru organism este ok și pentru curățarea colonului de toate resturile adunate, că se adună o grămadă, nu-ți vine să creez. Dacă vă interesează mai mult și despre clisma asta, tot din propria experiență, bineînțeles, puteți lăsa comentarii și pot face un video și pe această chestie. Ca și consum, cred că primul an mâncam mai mult, cred că am mâncat și 7-8 kg de pepeni într-o zi. Nu era o mare problemă, decât dusul la baie destul de des, care n-a. Până la urmă, depinde. Cu toate că lucrează rinichii. Și poate fi și acesta un fapt pozitiv. Dacă v-am trezit curiozitatea, nu uitați să vă abonați la canal. O să mai prezint așa idei din ce mai încerc și eu de pe la lumea adunate, dar testate, bineînțeles. Altceva, dacă mă aveți întrebări, le puteți lăsa în comentarii, unde vă voi răspunde din experiență personală, nu e doar citit din cărți. Am văzut și o chestie asta, cred că pe YouTube, la cineva pe care urmăream. Era ceva cu rau vegani și am zis că hai să încerc, că așa e cel mai simplu, încerci. Și dacă rezonează organismul, ok, dacă nu, asta e.